Draga mea, am pentru tine o saga din care eu una nu înțeleg nimic. Nici eu. Ca să înțelegi tu ce vreau să spun. A apărut Gabi Bădălău la un podcast al lui Nasrin. Da. Și a început să povestească despre, bravo, Bianca Drăgușan. Ce poți să mai spui acum despre Bianca Drăgușanu? Lucrurile s-au tot spus, s-au speculat, toată lumea are senzația că este biancolog, dar, așa cum îmi spuneai tu, acolo cu Gabi Bădălău a fost o iubire. A fost? Eu am rămas șocată în primul rând cum de Gabi a acceptat să meargă la un podcast și a acceptat să vorbească despre relația lui cu Bianca și mai ales cum s-a terminat relația lui cu Bianca, pentru că lucrurile nu au stat așa cum s-a spus în presă. Da, cum? De fapt, lucrurile au stat altfel. Gabi susține că Bianca l-ar fi înșelat. Timp de vreo 3-4 luni a introdus în relația lor o altă persoană. Acum, nu știu ce dovezi are, dar el spune că știe minut cu minut cum s-a întâmplat treaba. Păi dacă știai de atunci minut cu minut, de ce n-ai pus tu piciorul în prag? Probabil că lucruri s-au întâmplat. Îți dai seama că s-or fi întâmplat. Doar că, într-adevăr, a păstrat și mi-a plăcut să văd asta. A păstrat respect vis-a-vis de ceea ce a fost, vis-a-vis de Bianca. A dat doar așa niște detalii generale, niște informații generale. Dar detaliile de finețe a preferat să le păstreze, ceea ce mi se pare de bun simț. Deși dacă ascult de mai multe ori ce spune Gabi Bădălău, înțelegi mult mai mult decât se aude. Ce ziceți? Să ascultăm. Interviul e, bineînțeles, mult mai lung și mai pe larg decât ce am văzut noi acum. Cert e că Gabi Bădălău spune că niciodată nu o vom mai putea privi pe Bianca ca pe femeia pe care el o iubește, pe care a așezat-o la masă alături de copiii săi și, mă rog, cu care a construit foarte multe lucruri. Da, deci e clar că e rănit și în continuare Gabi zice că suferă. Nu, are o personalitate elastică. Flexibilă, da. Elastică, aș putea spune. Flexibilă. Adică odată te trezești că, ia stai că s-a despărțit, stai că nu s-a mai despărțit, stai că a fost doar două săptămâni. Da, mai ales unde e iubire, știi cum e, niciodată să nu spui niciodată, habar n-ai unde te duce viața și ce simți la un moment dat sau ce reușești să ierți, pentru că și Gabi Bădălău vorbește despre iertare, știi? Că e importantul cu tine, ce-am mai vorbit noi. Dar lăsând cumva asta la o parte, nu știu ce urmează să se întâmple. Cert e că el în acest moment a spus că nu este nicio relație. Apropo de ce tot am bătut și noi și toată presa a pampiuă zilele astea. Gabi Bădălău și noua iubită la eveniment monden, în vacanță în Grecia, la Mykonos. Nu. El a spus că nu are nicio iubită în acest moment. Draga de ea, Daria. Și că el este într-o perioadă în care vrea să cunoască, vrea să se distreze, vrea să-și trăiască viața și când va fi cazul va... De ce te uiți cu ochișorii ăștia așa la mine? Păi tu îl crezi? Păi așa a declarat omul acum, că îl cred eu, păi că nu-l cred, ce treabă am, de-aia nu mai pot eu dormi noaptea, de ce? Eu că zbor. Asta nu înseamnă că plec de aici. Iar eu pot veni la emisiune să spun, Teo Trandafir a declarat că ea vrea sau poate să zboare. Păi și eu te întreb. Așa și faci un jurnalist. Și tu crezi? Mă întreb dacă... Da. De ce mă întreb? Păi să fie întrebat. Cu ce obiectiv mă întreb? Înțelegi, cu obiectivul de a ști ce gândești. Sincer, da. Ok. Cred, îl cred pe Gabi când spune că nu este pregătit în acest moment de o relație și că vrea să stea, să distreze, să cunoască, să se întâlnească cu cât mai multe domnișoare, cine știe ce poate să iasă la un moment dat. El suferă, a declarat că încă suferă. Uh-huh. Deci, nu crezi? Ba da, eu cred. A zis că a iubit-o, a zis... Măi! Acum nu că țin eu cu cineva sau iau apărarea cuiva, dar între doi oameni, de câte ori s-ar fi certat și s-ar fi împăcat acolo. Dacă nu existau sentimente, nu mai treceau atâția ani în care să stea împreună. Cred eu, nu? Zic. Fii atent. Da. Eveniment la care noi două am fost, că am mai vorbit despre asta. Da. Și la cât de chioare am fost, n-am văzut... întâlnirea de gradul 15. Da, unde Gabi acolo zice că la întâlnirea asta a fost și acest presupus iubit al Biancăi. Deci Bianca ar fi venit la acest eveniment la care am fost noi două. Da, noi vorbim despre altceva, dar Gabi zice că la acel eveniment unde el a venit cu Daria și ea a venit cu acest presupus iubit. Cu al patrulea. Da. Dar între timp ea, Bianca, s-a nimerit cu Alex Body
Ce-am zis că e saga? S-a nimerit. S-a nimerit. Păi la cât am mar de omenet era acolo, trebuia să te nimerești, că nu m-a nimerit cu nimeni, în afară de tine. Păi nu, ăsta este alt eveniment. De unde știi tu câtă lume a fost? Că eu n-am văzut. Ce eveniment a fost? Eu încurc evenimentele între ele, așa? Cred că da. Sorry. Nu, deci noi vorbim de acel eveniment despre care am vorbit, nu mai știu, când a început de săptămână, Viva, premiile Viva. Acolo, Gabi Bădălău a venit cu actuala iubită sau cu femeia cu care iese astăzi, da, unde Bianca pare că a venit însoțită de... Vezi cât e de complicat! Da, doar că acum, respectiv aseară, după ce în urmă cu o zi noi am văzut întâlnirea dintre Bianca și Alex Body la un restaurant, aseară s-a întâmplat un alt eveniment care era privat. Ăsta nu era eveniment public de reviste. Asta era o petrecere între... prieteni. Prieteni, exact. Unde s-au nimerit din întâmplare amândoi Alex Body și Bianca Drăgușanu? De unde știm noi asta? Pentru că Instagramul este dovada. Arată-mi. Amândoi au postat din aceeași locație. Arată-mi și mie că eu nu înțeleg nimic. Cu aceeași trupă care eu nu cântă. Văd pe Bianca Drăgușanu. Păi nu, dar una dintre fotografii respectiv, aceasta este luată de pe story-ul Biancai Drăgușanu. Vedeți trupa, da, care cântă? Văd trupa. Vedeți pămătuful de pe mese. Da, aranjamentele se florale. Aranjament floral, nu pămătuf. Mă rog, arată ca un pămătuf aranjat. Da, deci îl vezi acolo în spatele celui de la așa și îl vezi și la masa la care stă Alex cu prietenii lui. De unde rezultă? Alex, pe pagina lui de Instagram, a mai postat și alte story-uri exact cu această formație, care cântă și cântă lui la masă. Deci Bianca a filmat... Asta este de pe contul Biancai Drăgușanu, da? Deci acolo era formația cum ar veni, formația a cântat frumos, Bianca a făcut story. Bam, 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 bam. Bun. Alex era la masă aici, cu prietenii lui. Deci ei nu s-au întâlnit între ei. Da, de acolo până aici, crezi că eu nu te văd, nu mă întâlnesc cu tine? Stai puțin, una e să ne vedem, alta e să vorbim. Nu s-au pozat și nu s-au filmat unul pe celălalt. Altfel, mi-e greu să cred, dar... Uite-l și pe Alex care a făcut poză la masă cu prietenii lui, nicio treabă cu formația, nicio treabă cu formația și cu Bianca, doar că pămătuful e același. Deci cum ar veni, oamenii erau în aceeași încăpere, cei doi. Bun, și noi de ce sub ne minunăm? Nu ne minunăm, doar am zis să prezentăm și noi cazul. Eu sunt foarte curioasă dacă ei și-au vorbit și mai ales ce și-au spus. A, cu siguranță, mă rog, acum dacă vreți să facem teoria conspirației, putem să ne apucăm să facem teoria conspirației. Eu sunt o tipă practică, sinceră și cerebrală, vreau să cred, drept urmare. Ce vorbim și la emisiune. Da. E posibil ca cei doi să fi rămas prieteni. Că e posibil să fi rămas prieteni. E posibil că atâta vreme cât Bianca pare că e singură, Alex pare că s-a despărțit de Emma... Iarăși, nu știm ea concret. Ea singură, el singur. Da, ce mă, faci? Ce uite, vreau și eu să ies să mănânc ceva. Hai, vino că sunt eu în oraș. În tot orașul nu știu, ăsta... eu nu cred. Da, înțelegi? Eu din nu cred în lucrurile astea. Ăsta, în toată țărișoara asta. Bă, se nimenește fix cazuri. În locanta aia. Asta că una e, asta cu prietenia, am înțeles-o pentru prima seară în care au fost surprinși de paparații la restaurant. Mm-hmm. Că asta e adevărat. Bianca a și declarat că ea are 3-4 restaurante la care mănâncă atât. Și e clar că la unele dintre ele mănâncă și Alex. Deci e foarte posibil să se fi întâlnit din întâmplare. Dar tu te-ai duce, dacă văzut... ai ști că fostul tău iubit, fosta ta iubită, hai, se duce tu, la trei au fost împreună cu 4 ani de zile. Nu? Sau cât au fost? Deci, adică... Mamă, ce trec ani mai fac? Păi da, și acum eu ce fac? Nu mă mai duc să mănânc acolo unde place vituța aia cel mai mult din lume pentru că se duce fostul meu iubit de acum 4 ani? De unde știu eu că se duce el fix în ziua în care mă duc? Păi, eu și îmi intră vituța cu cocâlți. Dar lasă acum că suntem în aceeași încăpere, stau și eu cu spatele și aia e. Ei au ales să stea la aceeași masă. Frumos, mi se pare prietenie, înțeleg, e totul minunat. Acum aici unde era petrecere, aici nu mai știm exact cum stau lucrurile, ce înțelegi? Ce să petreci mea cu fosta lângă tine, mai ales dacă ai iubit-o? Păi da, asta zic, nu știu dacă a fost o petrecere a unui prieten sau prietenă de ale Biancăi. Nu, de ale Biancăi și Bianca l-a invitat pe Alex. Sau de-a lui Alex și Alex a invitat-o pe Bianca. Sau prieten comun care i-a invitat pe amândoi pe fiecare în parte separat și toată lumea s-a întâlnit la eveniment. Și acum ce să facem? Tu ai putea. Ce să pot? Să mănânci cu... Nu. Asta. Cocâlțul în gât nu există. Nicio. Prefer să mă duc când mănânc o mere. Să mergem mai departe, să vorbim despre... Merdenele mănânc. Da, merdenele. Oh, despre ce vreți să vorbim? Am două subiecte. Bun, foarte bun. Fiți atenți.
Lidia Buble într-o vacanță fabuloasă. Așa. Bine, și Lidia este fabuloasă. Și ce e bun, bun, bun. Ea a postat, bineînțeles, fotografii din vacanța respectivă, care e în Grecia, nu e nu știu unde. E cu nea lui? Într-adevăr, da, este cu iubitul ei. Într-adevăr, unde apare în poze? Un hot... Apare la piscină, apare pe un pat din... Cine? El? Hora... A iubitul? Horățelul? Nu, iubitul nu apare în poze. Apare înțelegi Lidia, superbă și frumoasă. Mă, superbă și frumoasă, dar de ce n-apare cu el? Dar de ce să apară cu el? De ce să n-apară cu el? Dar de ce să apară? Dar poate omul nu e genul care să apară toată ziua în presă. Poate omul este și el un om de afaceri, căruia îi place să-și vadă de treaba lui, este discret, da, se știe public că ei doi sunt împreună. Asta nu înseamnă că eu, ca și bărbat, trebuie să mă apuc la 60 de ani să mă mai muțăresc pe story-uri doar ca să mă arăt că sunt lângă iubită. Adică... La cum arată el, eu m-aș mai muțări. Arată senzație. Da, nu zice nimeni că e ceva rău sau greșit în asta, doar că poate omului nu-i place să facă treaba asta, e foarte simplu. Mi se pare că e superb acolo. Ideea este că, bineînțeles, ca de fiecare dată când se întâmplă câte ceva, lumea trebuie să își împărtășească punctul de vedere, pro și contra, gen, gurile rele au știi spus cât că... e pe noapte? Da, 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 e 3.000 de euro o cameră pe noapte. 3.000 pe noapte. Arată superb, deci, vezi cum arată? Te... Bine, asta culci. Nu că e stânca. Dar uite. Ce? Uite. La 3.000? Acolo se face plajă. Mi se pare frumos și, sincer, Lidia nu mi se pare că îi patează cu lucrurile astea. Adică pune o fotografie, dar este atât de frumos în Grecia că și acolo unde costă 3.000 cu și acolo unde costă 200 de euro, mi se pare că arată la fel cumva, că plaja este absolut superbă, dar... Cum o să arate la fel unde e 3.000 și unde e 200? Când intri în cameră și vezi carcalacul la 200? Da, ea n-a pozat camera, ea a pozat terasa, da, și a pozat șezlongul. Da, numai că pe terasa aia are și piscinuță. Te duci tu la 200 de euro cu piscinuța sub tine? Nu! Și dacă se ducea la 200 de euro, tot nu era bine. Sunt convinsă că tot avea cineva de comentat câte ceva. E cum e ca și în cazul, ca și în alte cazuri, știi? Dacă ești grasă, de ce ești prea grasă? Dacă ești slabă, de ce ești prea slabă? Vreau doar să remarc faptul că 3.000 de euro nu sunt 200. Dacă înțelegi. Cu siguranță, eu doar vreau să scot în evidență faptul că nu e nicio problemă dacă Lidia își permite să facă asta. Este meritul ei, până la urmă, de fapt, care pentru era problema? Muncești, mă? Exact, problema pentru care era? Ce? Că, pentru vezi, Doamne, copii. Iubitul ar fi plătit această vacanță. Păi, dar și... noi pierdem din vedere faptul că Lidia are o carieră de atâția ani de zile. Are concerte, scoate videoclipuri, scoate albume și așa mai departe, vizualizări pe YouTube. Asta înseamnă că femeia e remunerată, da? Asta înseamnă că ea nu-și poate permite, adică, mă rog, dar niște tu te mentalități. Duci la 3.000? Eu? O cu mine? Râne? Da. Dacă aș fi Elon Musk, m-aș duce și la mai mult. Dar dacă vrei ai fi iubita lui Elon Musk? Dar nu sunt. Vrei să-ți arăt unde? Ce să-mi arăt unde? Unde m-aș duce eu dacă aș fi Elon Musk? Unde? Dar de ce am zis eu că aș fi un bărbat? Aș vrea să fiu o femeie. Ziceți-mi o femeie foarte bogată. Ellen DeGeneres, dar e... Nu e așa de bogată, Ellen DeGeneres. Nu e vorba de... Nu-mi place cu soție, vreau eu să fiu independentă. Mă rog, nu mai contează. Să-i arătăm lui Teo unde m-aș duce, vă rog. Ellen DeGeneres e măritată. Cu Porsche de Rossi. Da, asta știu. Deci nu e o femeie liberă. Păi nu, asta zic, vreau altceva, altceva. Deci, asta, draga mea, se numește scump și foarte scump. Bun. În New York avem un hotel care se numește... 4 sezoane, și care costă 50.000 de dolari pe noapte. Pe noapte. Dar ce-ți facem în calor tot timpul de 50.000? Uite, îți oferă pian să cânti și view când cânti. Și prepune în cazul că eu nu cânt la pian, ce-am făcut? Mănânci pianul. Un acordion n-au? Un pian de pept? O vioară. Ah, știi ce cred că au? Muzicuță. Nu, toaletă din alea încălzite. Oh, păi, dar nici nu trebuie, mă. Ah, sunt niște toalete. Da, niște da, toalete, da, da, care nu numai că te încălzesc. Da, 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 bine, nu mi-am permis să merg mai departe. Dar da, toalete încălzite. După ce am vorbit despre incest jumătate de oră, te miră niște... Mai am jeturi. Frumos, ia să vedeți, frumos. Ia, opa. Tot acolo, dar în alt hotel de această dată, The Mark Hotel, 75.000 de euro pe noapte. Cu vedere la Central Park, frumos, așa. Să mor în 75.000 de euro. Sunt oameni
da. Care se uită în momentul ăsta la noi, care nu fac bani ăștia într-un an. Păi dacă nu costă un apartament. Dacă nu mănâncă, nu dorm și nu cumpără hăinuțe la copii. Exact. Exact. Ce și alții dau atâta pe noapte. Asta e. Nu prea părea aglomerat. Nu părea aglomerat, exact. Mai avem ceva? Știu că mai aveam ceva. Un submarin de 137 de mii de, cred că, euro sau tot dolari pe noapte. De ce să dormi în submarin? Că e o experiență. Ok. Eu sunt claustrofobă, n-aș putea. Acolo aș simți că mor, cred, și că mă sufoc și că leșin. Nu cred că e un submarin, înțeles. Cred că e o cameră câte de hotel. Camere? Asta. Câte camere are submarinul? A câte 137? Oh! Deci asta cu submarinul. Submarinul îl iei cu totul pentru 136.000 de dolari sau euro pe și noapte. Vecinătatea. Uite-l. Uite-l. Și vecinătatea. Uite-l. Sau doar cameră. Și câte camere sunt a 136.000 de... Nu știu. Da. Câte o dăi. Foarte frumos. Mi se pare superb. Fii atentă. Sunt atentă. Larisa Udilă este în mijlocul unui Ioi, Rochia. Unui Rochia, turbion Rochia. Al presei. De fapt, da. Ce a făcut Larisa Udilă? A văzut o roche într-un atelier și a zis, mamă, ce frumoasă e, hai să-mi iau. În realitate, modelul respectiv de roche fusese făcută de altcineva prin inteligență artificială. Ia, Larisa... Nu zic bine? Nu, ea nu fusese făcută, ea fusese doar desenată. Păi da, este făcută de AI. Modelul nu există, adică fizic rochia asta, ea nu există în realitate decât pe Larisa. Atât. Și atunci de ce s-a supărat domnișoara de 15 ani care a desenat această rochie? Că s-a supărat foarte rău, în ciuda faptului că ea, Larisa, i-a dat tag. Adică, da, doar că vezi tu, domnișoara zice că de fapt Larisa i-ar fi dat tag la două zile după ce s-ar fi postat cu rochia și deja această domnișoară ci că ar fi luat atitudine. Întrebare drepătoare. Habar n-avem. Dacă eu, care am făcut rochia AI, da, mă supăr pe cineva, de ce să mă supăr pe client? Mă exact. Supăr pe atelierul care mi-a luat modelul. Exact. Dacă e să mă supăr. Noi am verificat contul de Instagram al Larisei. Larisa, super corectă din punctul ăsta de vedere, repet, nu știm când, cum, dacă a fost editată postarea sau nu, cum zice domnișoara, dacă că la două știa, zile. Dacă Larisa știa că există acest model AI. Pe descrierea de la postarea cu rochia, Larisa a trecut toate creditele pentru toată lumea, inclusiv creditul pentru schiță, în care este tagată această, într-adevăr, domnișoară care ar fi făcut schița. Dar la 15 ani îți arde și ție, știi? Din câte am înțeles, 2000, da, nu? Noi am vorbit astăzi cu Larisa la telefon pe acest subiect. Nu a dorit neapărat să intre în legătură directă alături de noi, pentru că e în vacanță și e cu copilul. Însă, într-adevăr, ne-a mărturisit că această domnișoară i-ar fi cerut bani în schimbul faptului că ea a postat și a purtat rochie care a fost făcută după schița ei. Larisa nu a considerat că e cazul să plătească pe cineva, plus că tu ai foarte mare dreptate. Stai puțin, acum de ce să plătesc eu, cea care am văzut rochia, mi s-a părut frumoasă, am luat-o și am pus-o pe mine și bineînțeles că m-am postat pe Instagram, sau să plătească cel care a făcut rochia? Că de fapt aici e discuția. Eu asta zic. Cu ce-i vina Larisei? Da, probabil domnișoara respectivă care a desenat rochia s-a uitat pe cele două conturi și o fi zis, bă, asta e mai ofertantă. E, clar, îți dai seama. Știi? Îți dai seama, bineînțeles, că doar nu mă apuc eu după acolo. Două zile după ce tu ai postat rochia, să mă apuc să scriu pe Instagram, vai, să-ți fie rușine că ai luat rochia de la mine, mie să-mi dai nu știu câte mii de euro. Larisa e foarte relaxată. Că ce? Adică, de ce nu s-a scris direct pe contul atelierului care a făcut rochia? Pentru mulțumesc. Că Larisa a pus acolo credite pentru toată lumea, știi? Dar, da, într-adevăr, contul ei... Nu, nu mi s-a întâmplat niciodată. Dar, într-adevăr, și eu m-am inspirat de-a lungul timpului din foarte multe lucruri din astea, ori din ședințe foto, ori din, de pe catwalk, de la toate casele mari de modă din lumea asta întreagă, pentru că, fiind o emisiune despre stil, Bravo ai stil, îți dai seama că îmi doream să am cele mai frumoase ținute acolo. Era și luam, într-adevăr, inspirația, pozele respective, mă duceam la prietenii mei designerii din România sau diverse ateliere și așa mai departe și ziceam, uite, în genul ăsta mi-ar plăcea. Într-adevăr, nu făceam niciodată unul la unul. Unul la unul, asta a fost. Deci schimbam detalii, schimbam tăieturi, schimbam decolteu, schimbam. Dar în mare aducea cu ceva de genul acela. Și atunci, bineînțeles, nu dădeam tag la nimeni, că era, mă rog, creația noastră, inspirație după așa. Complicat. Complicated, ca să zic așa. Complicat. N-am putut să luăm legătura cu domnișoara pentru că este de altă naționalitate, Pakistan. Din altă zonă și atunci așa am fi vrut să vorbim cu ea, să ne spună și punctul ei de vedere că așa e frumos, dar n-am avut cum. Punctul ei de vedere e foarte clar. Ea a desenat cu inteligența artificială. E, vrei să merg mai departe? Cum a desenat?
Deci a desenat rochiile, dar la fiecare schiță este fața Belei Hadid. Cum poți să folosești imaginea și unui star model internațional pentru toate, iar tu să te superi că cineva din România a făcut o rochie identică cu a ta și a purtat-o? I mean, come on? Da. Vezi, lupul strigă... Da, da, hoțul strigă hoții. E adevărat, e adevărat. Mă rog. În câteva secunde îți propun să îți mai dau o ceașcă de ceai. Dacă am nevoie. De ceva. Și... M-am agitat când e vorba de haine, m-am agit foarte tare. Am sau de nedreptate, încă nu știu. Mă mai gândesc la care dintre cele două. Nu m-am hotărât. Mă hotărăsc.